You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Mi-a să aminte de ceea ce spuneau strămoșii noștri romani. Aveau o credință lor aparte, desigur, într-o credință politeistă. Că zeii, atunci când îi alcătuiesc pe oameni, fac o singură inimă pentru un bărbat și o femeie, pe care o împart în două, jumătate o așează în pieptul unui bărbat, jumătate în pieptul unei femei. Și de aceea bărbatul și femeia se caută în continuu până când se întâlnesc și cele două jumătăți de inimă se unesc. Aceasta este minunea lui Dumnezeu, în care un tânăr de la poalele munților Apuseni a plecat să-și caute jumătatea inimii și o tânără fată de la poalele munților Țibleș, plecând și ea în aceeași căutare, să se întâlnească la Cluj. Cele două inimi să se unească și astăzi să veniți aici în fața Sfântului Altar ca să cereți mai mult decât atât, să cereți o pecetluire acestei minuni dumnezeiești prin Sfânta Taina Cununii. Trăim împreună bucuria unui moment haric unic, mai mult decât un eveniment, mai mult decât o simplă declarație sau mărturie. Suntem împreună părtași la binecuvântarea pe care Hristos o aduce în viața tinerilor Andrei și Viorica. You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you. O iubire jertfelnică cu care Dumnezeu binecuvintează fiecare familie, fiecare generație de tineri care vin de bunăvoie, cu credință în Dumnezeu și cu această rugăciune de a călători împreună către veșnicie. Un moment în care mirii noștri dragi vă vor arăta, vă vor demonstra și, hai să spunem, vor dansa dragostea lor. Prin coreografie ne vor demonstra cât de mult se iubesc și ne vor arăta ceea ce astăzi i-a dus împreună: iubirea, respectul și prețuirea. And I always feel you in my blood. Everything is fine.
Ah!